Deși primarul municipiului Galați, Marius Stan, și conducerea noii societăți Calorgal anunțau la sfârșitul lunii trecute că în urma vizitei ministrului energiei se va ști o dată concretă la care gălățenii vor avea apă caldă, acest lucru nu s-a întâmplat. Ministrul energiei Andrei Gera a venit în Galați, însă nu a apucat să se întâlnească cu primarul Marius Stan pentru a discuta din nou despre problema care îi apasă pe gălățeni, lipsa apei calde. Acesta a declarat doar că negocierile între factorii decizionali sunt încă în toi și că se va găsi o soluție pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să facă dușuri reci. Este delicat, eu m-aș fi așteptat, de exemplu, ca săptămâna aceasta să avem, să venim să dăm vestea bună și chiar programasem pentru data de 3, să spunem, o conferință de presă comună, inclusiv cu domnul primar, cu colegii de aici, cu domnul Dima, dar, din păcate, iată că anumite probleme apărute ne-au împiedicat să facem acest lucru, deci sperăm ca într-un timp relativ scurt să găsim rezolvarea. Parte din soluțiile pe care noi le-am întrezărit pentru rezolvarea acestei probleme este ca, într-adevăr, municipalitatea alături de Electrocentrale și RomGaz să formeze un consorțiu care să poată gestiona problema în Galați. La ArcelorMittal, acolo unde a venit în vizită ministrul, se păstrează ideea că această companie este dispusă să furnizeze abur pentru producerea apei calde la preț de cost. Am spus că vom da la preț de cost. Așa. Deci nu se negociază, e preț de cost. Suntem deschiși dialogului și am discutat subiectul. Cu toate acestea, adunarea creditorilor electrocentrale nu a aprobat soluția avansată de CED privind parteneriatul cu ArcelorMittal în forma prezentată pentru producerea apei calde. Administratorul special CED, Sinan Mustafa, spune însă că negocierile vor continua. Încercăm să găsim o soluție să reluăm. Da? Sunt negocieri pe care le purtăm între primărie, Arcelor și noi pentru a găsi o soluție să reluăm furnizarea de apă caldă pe baza abului industrial de la combinat. A fost și adunarea creditorilor? Nu am discutat aspectul ăsta acum. Da, s-a luat pe adunare acum două zile, pe varianta propusă nu. Ceea ce ne determină să mergem înapoi, să găsim o altă soluție, să renegociem. Până când autoritățile se vor hotărâ asupra unei soluții concrete de rezolvare a crizei apei calde, tot gălățenii sunt cei care suferă de 3 luni de când CET și-a suspendat activitatea.